Bună dimineața, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii ZEFE, deschiderea de astăzi, 13 mai 2021. Discutăm cu Antonio Roian, broker al Goldring. Antonio, salut! Salut, salut, Liviu! Mulțumesc tare mult că ești alături de noi. Antonio, hai să ne uităm la jumătatea săptămânii. Am avut noi ieri un nou maxim istoric pentru indicele BET, 11.760 de puncte. Iar dacă ne uităm la întreg tabloul de la începutul anului, observăm că toți indicii bursieri sunt pe plus, avem 20% pentru indicele BET. Deci iată, putem spune deja un prim semestru de vis pentru investitori, pentru că până la urmă ce ne așteaptă ziaristic vorbind, avem acele ex-date-uri, unele marcări de profituri după rezultate, probabil nu vom mai vedea asemenea scăderi ca și anul trecut. Însă ce vreau să te întreb, Antonio, întrucât am observat niște vânzări agresive marți pe bursele europene, bursa noastră a rezistat, nu a fost lovită atât de greu. De ce crezi că am rezistat? Da, cred că și lichiditatea scăzută a avut o influență asupra acestei, hai să zicem, rezistențe pe care au avut investitorii în fața scăderilor de pe piețele externe. Mai ales, cred eu că indicele BET a fost condus în mare parte de către aprecierile pe care le-au avut fondul proprietatea, Banca Transilvania, care a raportat foarte bine la primul trimestru. Având o pondere mare în indice, automat au avut un impact mai mare asupra evoluției indicelui BET. Și de asta cred eu că am rezistat mai bine decât piețele externe. Și uite, uitându-mă la poza de ansamblu pentru toți indicii bursieri, așa cum i-a restructurat bursa de la București, în ultima săptămână BET 1,75%, 4,8% în ultima lună, 6 luni 31%, în ultimul an 40%, ultimul an cuprinde și acea revenire. Iar de la începutul anului, așa cum am spus, 20%, observăm că cea mai slabă creștere, până la urmă, chiar e impresionantă, dar uitându-ne, comparând cu ceilalți indici, 16% la BET-FI, indicele SIF-urilor și al fondului proprietatea. 16% comparativ cu 20% creșterea pieței, de unde această diferență? Da, cred că SIF-urile au intrat oarecum în ultima perioadă într-o oarecare umbră. Au fost și acele scandaluri legate de probleme de la SIF1, SIF5, SIF4, care, mă rog, se presupune că acționează concertat. Am văzut o deprindere a SIF2 de către aceste SIF-uri prin rebranduirea companiei. Dar da, investitorii și-au îndreptat atenția către companiile nou listate care au adus randamente spectaculoase. Vedem și indicele BET, cum ai spus tu, care a avut o evoluție foarte bună de la începutul anului și normal că SIF-urile la care au fost tot timpul probleme, rezultatele n-au fost strălucite în ultimul an. Au trecut în, sau nu au mai fost în atenția investitorilor așa mult. Și totuși, uitându-mă la Evergent, fosta SIF Moldova, vedem că e pe minus în ultimele 12 luni, așa cum ne arată datele de la BVB, date ajustate. Deci, iată, până la urmă, bine, ultimele 12 luni cuprind și o mare parte și din revenire și din volatilitate. Exact. Dar uite, tot la SIF-uri m-aș concentra aici, întrucât sunt penalizate de investitori, avem și discounturi undeva la 50-60%, dețineri foarte mari la companii deja cotate, la care investitorii pot avea acces și pe cont propriu, și observăm că în cazurile în care dau dividende, că foarte multe nu dau dividende, randamentele sunt inferioare unor companii din BET. De ce crezi că aleg să nu remunereze cu dividende și merg pe acele programe de răscumpărări? Programele de răscumpărări sunt și pentru diminuarea capitalului social și pentru oarecare menținere a prețului în piață. Și pentru stock option plan, până la urmă. Da, am văzut că le SIF-uri au ales și astfel de remunerații. Deci SIF-ul 5 și Ever, din câte văd, au propus dividende 3% și 2,65%. Sunt singurele și randamentele sunt sub media
randamentelor care vor fi anul acesta. Deci, da, nu foarte atrăgătoare. Dar care să fie motivele? Adică mă gândesc aici la ce clienții ce întreabă, clienții Gold Ring, care e feeling-ul lor despre SIF-uri? De SIF-uri am primit mai puține întrebări în ultimul timp, sunt să fiu. Okay. Investitorii sunt interesați mai mult de noi plasamente, de noi companii listate și eventual de companiile care dau dividend, pentru că știm că piața de la noi este cunoscută pentru randamente destul de bune pentru dividende. Pentru că, uite, uitându-ne la lichiditatea de ieri, până la urmă, poate cea mai importantă componentă a bursei de la București, în top 10 nu regăsim nicio SIF, ia să ne uităm în top 20, de asemenea nicio SIF în ședința de ieri, vedem SIF 1 undeva pe locul 26, aproape 116.000 de lei. Deci iată, pentru societăți cu capitalizare de peste 1 miliard de lei, cum ar fi SIF 1, cum ar fi Evergent, să te poziționezi peste unele companii de pe aero, chiar și unele companii externe care se tranzacționează prin diversi intermediari la noi. Revenind la companii mai căutate de investitori, ieri am văzut Petrom 6,2 milioane de lei, 0,5%, Fondul Proprietatea 2,7%, aproape 6 milioane de lei și Banca Transilvania prinde podiumul 2,8 milioane de lei. Ceva surpriză aici? Nu, nicio surpriză. Era fost ultima zi pentru achiziția acțiunilor în cazul în care investitorii doreau să beneficieze de dividend la SNP. Uh-huh. Deci oarecum motivată plasarea pe primul loc în topul lichidității. Astăzi vom avea data ex date pentru dividend și FPTLV mereu se mențină în topul lichidității. Astăzi, deci, ar trebui să se corecteze pe Tromul, sau nu ar trebui, se va corecta, de fapt, undeva la 6,57% valoarea dividendului, randamentul dividendului. Da, tehnic se corectează așa și pe urmă piața decide dacă revine sau nu. Bine, și ieri am avut corecția la BRD, dar la 0,5, la 0,6%, cât e randamentul, nu prea s-a... Da, exact. Nu prea s-a nesemnificativ. Pentru perioada următoare, ca și ultime strigări pentru achiziții de acțiuni ca să beneficiem de dividende, care ar fi următoarele companii? Pot compa cu data de înregistrare pe 18 mai, Oil Terminal tot pe 18 mai, Evergen, după cum am spus, pe 19 mai va fi Ages. Pe 18 la fel, deci ar fi câteva, mai să spunem, nu foarte, foarte lichide, dar din câte am văzut în luna iunie vor veni pentru cele care sunt mai mult în atenție investitorilor, electrica, nuclear electrica. Deci pentru blue chip-uri. Și restul. Da. Pentru că în luna iunie, la începutul lunii. Tot la fel, peste câteva zile, chiar și acum pe 14, pe 15 avem rezultate financiare, raportări. Și mă gândeam că, uite, s-ar fi aglomerat foarte mult investitorii și cu ultimele strigări și cu raportările. Și, oricum sunt aglomerați cu aceste raportări în mai multe companii în aceea zi. Adică, care e feeling-ul asta tău? Lipsează. Pentru că, până la urmă, mai vorbeam la emisiune și ca ziarist, trebuie să te uiți în câteva Excel-uri și, până la urmă, dacă publici o cifră greșită, riști să ai multe, multe probleme. Care, din partea unui broker, care e feeling-ul tău? Această aglomerație de rezultate în doar câteva zile? Da, e greu să-ți faci o idee despre rezultate în dimineața publicării, de exemplu, ca să poți să iei o decizie în aceeași zi. Noi de obicei așteptăm să se publice, le recomandăm și clienților să aștepte să se publice și eventual după ce vor putea să-și analizeze companiile pe care sau pentru care ei sunt interesați, abia atunci să se iau o decizie. Însă sunt mulți care se uită doar la câțiva indicatori și atunci pot să iau decizia în aceeași zi. Cum am spus, e destul de greu atunci când vin rezultatele companii în aceeași zi, pentru că, până la urmă, e nevoie de, chiar dacă nu faci o analiză foarte complexă, dar e nevoie să vezi anumiți indicatori sau anumite informații care sunt publicate acolo. Care ar fi acei indicatori, nu știu, venituri, profitul net, cheltuieli, care să fie mai importanți, marja? Da, pe evoluția cifrei de afaceri, marja, eventual gradul de îndatorare, sunt câțiva mai în atenție, da.
Uite și uitându-mă și la Rompetrol Well Services, din câte știm, are aprobat cel mai mare dividend, cel mai mare randament al dividendului undeva la 20% ex date pe 17 iunie, așadar pe 16 ar trebui să avem acea corecție, dată de înregistrare 18 iunie, data plății 8 iunie. Corecția va fi pe 17, Pe 17, data ok, X, ex și, date, da, și în da. 16, ultima zi 16 ultima zi, pentru da. achiziții. Exact. Cum vezi aici cotația Rompetrol Well Services? Păi am văzut că, și după cum ți-am spus și la începutul discuției, investitorii caută randamente mari ale dividendelor și am văzut că și pe cotație s-a văzut o apreciere imediat după, în prima fază după propunerea de dividend și apoi după aprobarea dividendului. 27 Deci la sută. randamentul este, bineînțeles, foarte, foarte bun și, după cum văd, este urmat de Tetra Plus, care are un aproximativ 16% la ultimele prețuri. Aici doar să subliniem, Antonio, că vorbim doar de dividend cash, pentru că Tera Plasma are și Exact. acțiunile gratuite. Da. Pentru zilele următoare, așa cum spuneai și tu, intrăm în sezon de raportări financiare. Cum vezi evoluția bursei? Ca și lichiditate, ca și indici? Lichiditatea nu mă aștept să aibă o evoluție sau să aibă o creștere în următoarea perioadă. Văd acest moment, mai ales în contextul pe care îl avem și pe piețele externe, văd un moment mai bun pentru cel puțin o marcare parțială a profiturilor în momentul de față. Vedem și că bursa noastră mă rog, indicele BET se situează la un nivel maxim și atunci se poate vorbi de o marcare a profiturilor până se mai stabilizează și situația pe piețele externe. Ok. Vedem că sunt aceste îngrijorări cu privire la inflație, despre care Federal Reserve spune că nu este neapărat creșterea inflației, nu este neapărat îngrijorătoare, este oarecum normală, având în vedere ceea ce s-a întâmplat anul trecut și, până la urmă, nu putem scăpa sau nu putem evita în alt mod inflația decât tot prin investiții sau, mă rog, chestii care se situează peste nivelul inflației. Pentru că până... Dar există aceste îngrijorări și se pare că piața reacționează deocamdată destul de puternic, mai ales pe piețele externe. pentru că până la urmă, dacă ne uităm și la o dobândă bancară, 2-3%, cazurile fericite, plus comisioane, plus Exact. inflația care erodează riști, ca la final să scoți, de ce nu chiar mai puțin bani decât ai depus. Și de asta mă gândesc aici că, uite, bursa e un instrument foarte bun de investiție pe termen lung, fiind probabil și cel indicat. Ok, deci tu zici că am intrat într-o perioadă de marcări de profituri. Da, posibil să ne aflăm într-o astfel de perioadă. Mă gândesc că investitorii care sunt mai activi așteaptă o intrare, eventual o oportunitate de intrare la prețuri mai reduse, iar cei care sunt investitori pe termen lung poate fi un moment de acumulare. De exemplu, Mă poate chiar gândesc astăzi la Petrom, o portiță de intrare cu corecție. da, exact. Da, mai ales la blue chip-uri care obișnuiește investitorii cu randamente destul de bune ale dividendelor pe termen lung, n-ar avea de ce să fie problemă. Și uite, ultima întrebare, tot la Petrom, că e și cea mai mare companie listată. Cum vezi evoluția în următoarea perioadă, corelată cu prețul barilului de petrol? Deși pe primul trimestru am văzut rezultate în scădere față de anul trecut, cred că este un început de an destul de bun pentru OMV Petrom. Trebuie să ținem cont și că, sau mă rog, situația care a avut loc în primul trimestru anului trecut și cred că este un început bun de an și odată cu, dacă prețul petrolului va continua să crească, vom putea vedea și o evoluție pozitivă a cotației SNP. În regulă, închem Mai ales aici. că Te rog. au anunțat că vor menține și politica de dividend pentru anii următori, deci nu are de ce să fie. Să vedem acum ce profit vor face, că mă gândesc că și la anul, dacă vor apela iar la rezerve, deja s-ar putea ridica și unele probleme pe bilanț. Da, exact.
rămâne de văzut aici la sfârșitul anului. Plus că, uite, Antonio, în încheiere tot mi-a adus aminte că astăzi mai avem un eveniment important, AGA la hidroelectrică, acolo unde se va discuta și propunerea fondului proprietatea de a distribui încă un miliard de lei pe lângă cel propus de hidroelectrică, până la urmă sub formă de dividend. Crezi că va avea un impact pe cotația fondului proprietatea dacă va fi acceptată sau dacă va fi respinsă propunerea? E posibil ca evoluția din ultimele trei ședințe în care am avut parte de creșteri semnificative pe cotația PP să fie pe fondul acestei adunări care va avea loc și eventual în cazul în care se va aproba să avem parte de marcări de profit. Celebrul Biden, by the rumors and certain news. Exact, pentru că uite, să avem. Până la urmă avem și un paradox. Hidroelectrica undeva la 2 miliarde de lei rezulta reportat și 1,7 miliarde de lei în depozite. Știu asta pentru că ne-am trimis o solicitare, așteptăm răspuns. Apelează la un credit de 1,25 miliarde de lei de la BRD. Pe de altă parte, 1,4 miliarde de lei propunere dividende și mai vine și fondul proprietatea încă 1 miliard de lei. La prima vedere, lucrurile par puțin. De ce te-ai împrumuta dacă, uite, ai solicitări dacă de dividende? Dacă ai cash, exact. Da. Hai să vedem da, exact cum ne vor răspunde. Dacă ne vor răspunde, așteptăm răspunsul. Evident, îl vom publica și noi. Încheiem aici emisiunea din 13 mai. Antonio Rean, broker al Goldring. Antonio, mulțumesc tare mult pentru discuție. Mulțumesc și eu pentru invitație. Până data viitoare, tranzacții profitabile și multă sănătate. Numai bine! Ai Aleph News. Știu ce spun. Un simpatizant Auri a amenințat cu moartea mai mulți intelectuali. Dorm liniștit, poliția nu face nimic. Știu ce te interesează. Conflictele se țin lanț între PNL și USR Plus. Coaliția funcționează foarte bine. Pierdem cu toți, pierdem timp, pierdem investiții. Știu cum să te fac curios. Planeta este într-un moment de primejdie. Sacoșa de rafie costă 700 de dolari. E greu pentru noi femeile să mai alegem bărbați. Știu cum să te emoționezi. La România nu e în stare să facă un transplant de plămâni. Singurul spital care făcea asta nu și-a renoit acreditarea. România a făcut doar 8 transplanturi. Știu să conving. Am fost mai tare în coajă în seara asta. Știu să câștig. Să știi că am stat un pic cu sufletul la gură, nu știam cum să vă departajăm. Știu, deci știi. Băieți, ați făcut treabă bună și în seara asta. Știi ce zic? Știu. Caută Aleph News în rețeaua ta de cablu și selectează la favorite pe televizorul tău. O să-ți placă.